Simona Halep riscă să cadă și mai mult în clasamentul WTA. Victoria Azarenka, locul 8 mondial, a învins-o la Miami pe Muguruza, numărul 4 WTA, și poate urca peste Halep dacă merge un tur în plus față de româncă. Ambele sunt în sferturi la Miami și se pot întâlni doar în finală. Halep ocupă în acest moment locul 5 mondial, după ce a început anul pe locul 2. Oricine are șansă, pentru că oricine joacă bine la nivelul acesta. E foarte greu să gestionezi vremea, să gestionezi temperatura în teren. Corpul tău nu este 100% tot timpul și trebuie să stai destul de bine mental ca să poți să câștigi meciurile aici. Cine e mai puternic câștigă aici la acest turneu, după părerea mea. Pentru un loc în semifinale la Miami, Halep se va lupta cu Timea Bacinski. Jucătoarea din Elveția a trecut surprinzător de a doua favorită a turneului, Agnieszka Radwanska. Putem spune că va fi și un duel ușor românesc, având în vedere că tatăl ei are origini românești? Da, putem spune, dar eu sunt 100%, așa că românii sper să fie cu mine. It's gonna be a tough one, definitely. She's a great sportswoman, a great tennis player. She's really committed all the time when she plays. So she's as well an example for all of us, like all the others can be, for sure. At the end of the match, anyway, I'm gonna say mulțumesc, if I win or if I lose. Din 2017, toate turneele WTA vor fi transmise în exclusivitate la Digi Sport.